Promoldova nu va participa în calitatea de concurent electoral în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Andrian Candu, într-o conferință de presă. Candu a menționat că partidul pe care îl conduce era gata să se înscrie în curse și chiar a pregătit setul de acte necesare, dar s-a răzgândit pe ultima sută de metri. Politicianul a declarat că a luat această decizie pe motiv că societatea este divizată, iar în aceste condiții nu poate fi vorba de o campanie electorală veritabilă. Deocamdată, Promoldova nu a decis pe cine va susține în cadrul scrutinului, dar va analiza programele concurenților. Nici nu pot să susțin la ora actuală pe cineva, deoarece nimeni nu a venit în fața cetățenilor cu abordarea problemelor ce țin de viața de zi cu zi. Noi vedem doar oameni buni, vremuri bune și pericole externe. Geopolitică, seceră și ciocan, după 30 de ani de zile puse pe fonul steluței roșii. Pretendenții la fotoliul de deputat pot depune actele la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrare până în 11 iunie.